Bine v-am găsit! Sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română, o emisiune în care mi-am propus, pe lângă educație, să punem și cultura în prim plan și să invit oameni de la care avem foarte multe lucruri de învățat, lucruri noi de aflat și interesante. Iar astăzi am bucuria și onoarea de a o avea alături de mine pe doamna Irina Cârstina, doctor în istorie, și muzeograf la Muzeul de Istorie din Târgoviște. Bine ați venit, doamna Irina! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o mare onoare și pentru mine. Cred că pandemia nu prea ne-a mai oferit ocazii să avem publicul aproape de noi, așadar mulțumesc foarte mult pentru șansa aceasta de a aduce patrimoniul județului Dâmbovița în actualitate, în atenția publicului, mai ales a celui tânăr. Este nevoie, mai ales că noi în Târgoviște avem foarte multe, și în Dâmbovița avem foarte multe obiective turistice care fac parte din patrimoniul cultural al județului Dâmbovița și cred că știm poate prea puține lucruri despre ele sau poate știm doar așa vag că acolo e Muzeul de Istorie, dar nu știm concret ce povești ascunde sau știm că acolo e Turnul Chindiei, dar nu știm poate povestea adevărată și ne bucurăm că ne puteți împărtăși aceste lucruri. Prin urmare, tema de astăzi este patrimoniul cultural al județului Dâmbovița. Cum v-ați propus să abordăm această discuție? Păi, mă gândesc mai întâi să precizăm de la început că județul Dâmbovița, deși este unul mic ca suprafață, chiar pe locul 37, ca suprafață în rândul celorlalte județe ale României, ca bogăție a patrimoniului, ca să ne dăm seama de acest raport, este pe locul 4. Wow. Sunt peste 1200 de monumente înregistrate în lista monumentelor istorice, pe cuprinsul acestui mic județ al României ca suprafață, repet, dar care este atât de bogat, atât de relevant la nivel național și nu doar atât. La nivelul patrimoniului universal sunt de la nord la sud, de la est la vest, comori care merită descoperite, redescoperite. Am înțeles. Văd că aveți și o carte acolo cu dumneavoastră. Ne puteți prezenta? Cum să nu? Îmi face mare plăcere. Să prezint o apariție recentă a muzeului. Este vorba de Dâmbovița istorică, o lucrare realizată de un colectiv al muzeului, dar alături de profesorul Mihai Proiu, care urmărește tocmai aceste repere ale județului, fiecare localitate. În Dâmbovița sunt 89 de unități administrative, municipiul Târgoviște și municipiul Moreni, Pucioasa, Găieși, Fieni și toate celelalte comune până la 89, deci așadar fiecare beneficiază de principalele repere istorice, monumentele, fotografii și al negru și color, lucruri inedite, neștiute, toate într-un singur volum. Wow. Și poate fi achiziționat doar de la magazinul Curții Domnești. Deci de la intrare de acolo, da, din magazinul? Da, de la magazinul nostru. Este un volum foarte bine tipărit la Târgoviște de o editură tânără, de editura Sven din Târgoviște și cu care am colaborat excelent și mă bucur că putem oferi un volum absolut superb, care arată minunat, cu fascicule color, în care fiecare om care vrea să vadă cam ce a însemnat județul Dâmbovița poate veni să răsfoiască, să citească. O găsesc cei care doresc și în biblioteca instituției, care este la fel deschisă tuturor cititorilor. Doar veniți la muzeu, muzeele sunt deschise, cu ușile deschise, cu porțile deschise, toate cele 16 obiective turistice pe care noi le patronăm la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, așteaptă vizitatori. Care dintre aceste 16 muzee este cel mai vizitat? Cel mai vizitat este Curtea Domnească, exceptând această perioadă în care a fost și pandemia și Curtea Domnească se află în proces de reabilitare și restaurare, care se va încheia din fericire pentru noi curând, în luna iunie, se preconizează să fie gata. Curtea Domnească este obiectivul cel mai important. Iar apoi, poate surprinzător pentru unii, dar poate nu, Peșterea Lumiței, în munții Bucegi, așadar avem un reper în nordul județului, un reper natural și un reper în mijlocul județului, orașul Târgoviște și Curtea Domnească, care și ele câteva sute de mii de vizitatori, deci nu vorbesc de câteva mii de vizitatori. 300 de mii de vizitatori vin la Curtea Domnească
în anii în care suntem liberi să călătorim. Am înțeles. În cunoașterea asta a patrimoniului cultural, am văzut că ne-ați propus și câteva imagini pe baza cărora vom discuta, nu? Și am văzut că ați adus niște hărți ale județului Dâmbovița, da, pe care le vom și vedea și le puteți comenta. Da, nu o să adăug foarte multe informații. Aș vrea să spun că în imagine acum observăm harta alcătuită la 1700 de stolnicul Constantin Cantacuzino, că este prima hartă a țării românești. Acum avem mai multe variante ale hărții județului, dar revenind la aceasta, este harta alcătuită de un personaj, stolnicul Cantacuzino, care a avut casă în Târgoviște, pe strada Justiției. Această casă încă există, ea a adăpostit Muzeul Tiparului și toată lumea știe de o biserică a stolnicului, fără să-i mai spună numele al cărui stolnic. Este chiar casa acestui mare cărturar care a studiat la Padova și care a tipărit acolo această primă hartă în care județul Dâmbovița apare cu 52 de localități. Apar satele, orașele care erau la vremea respectivă. Mergând mai departe, ajungem undeva la finalul secolului XIX, când sunt hărțile care ne arată organizarea pe plaiuri, plăși. Aceste hărți sunt alcătuite mai mult de profesori. Ia uite, profesorii care erau foarte bine pregătiți și care pentru uzul elevilor au alcătuit aceste, avem în imagine acum, harta Alexandrescu. După aceea o să urmeze harta Condurățeanu. Sunt foarte frumoase aceste hărți, sunt foarte relevante, le vedem că sunt colorate fiecare, această mică structură. Acum avem harta de la 1926, tot alcătuită de doi profesori. Observăm și stema județului, da? Vedem că priorul, uite, l-avem și aici, este chiar aprobarea oficială de către Constantin Moisil în 1929. Se adoptă stema județului, suntem în Dâmbovița, orașul, județul Stejarilor, da? Aici vine și numele. Călătorim mai departe și dacă ar fi să vorbim despre cele mai importante repere, ar trebui să ne oprim puțin la Curtea Domnească. Pentru că, așa cum spuneam, este cel mai important reper și imaginile cred că ne vor ajuta să le prezentăm celor care ne urmăresc de la cea mai veche imagine a Curții Domnești. Pentru că despre Curtea Domnească s-a scris, există imagini, dar cuvintele poate nu sunt suficient de relevante, pe când o imagine ne oferă mai multă expresivitate. Vedem Curtea Domnească aici, la 1843, Michel Bouquet publică în albumul Album Valah această imagine. Pornind de la această imagine pe care o putem observa, vom regăsi foarte multe ipostaze prin care a trecut Curtea Domnească. Da? Curtea, bătrâna Curte Domnească, care i-a văzut pe Mircea cel Bătrân, pe Vlad Țepeș, pe Mihai Viteazu, pe Neagoe Basarab, pe Matei Basarab, pe Constantin Brâncoveanu. Ia uite, aici este în cursul restaurării, începuturilor restaurării Curții Domnești, când practic monumentul era aproape îngropat în pământ, aici la 1911. Sunt foarte multe etape în care istoricii, mai ales Nicolae Iorga, și-au dat seama cât de importantă este istoria. Și acum să ne întoarcem spre istorie. Chiar nu suntem doar... avem nevoie de rădăcini, da? Ca să putem să înțelegem prezentul și să ne oferim un viitor, trebuie să ne întoarcem către trecut, să vedem de unde venim și care sunt reperele importante. Și Nicolae Iorga și Comisiunea Monumentelor Istorice acordă mare importanță Curții Domnești și începe aceste lucrări de restaurare. Se vede în imagine că sunt acolo oameni simpli, că sunt locuitorii care sunt angrenați în aceste lucrări, care ușor, ușor aduc Curtea Domnească către momentul 1967, când ea este deschisă ca muzeu. Împlinim anul acesta 55 de ani de când este muzeu și cred că a văzut multe milioane de vizitatori. Deci exact pe acele pietre pe care au călcat voievozii, despre care toți am învățat la școală, indiferent unde ne-am născut în România, am studiat despre Mircea cel Bătrân, despre această pleiadă de voievozi și ei au locuit la Târgoviște. Aici s-au emis mii de documente la Curtea Domnească, în Cancelaria Curții Domnești. Documente pe care acum le avem în marile arhive păstrate. Îmi place când găsesc în documente, când spune și am scris în frumosul oraș Târgoviște, în frumoasa cetate a Târgoviștei și de multe ori logofotul și am scris eu cel
numele, Cutărică cel Mic. El era mic, dar uite, ne-a lăsat o poveste care a ajuns până la noi. Avem o imagine cu tricolorul. Este inițiativa copiilor de la școala Cârlova, care de 1 decembrie vin și arborează tricolorul. Acum, în imagine, tot suntem tot la Curtea Domnească, este Muzeul Tiparului, care a fost relocat aici și această nouă construcție. Vedem Biserica Sfânta Vineri și este în proces de restaurare. Au fost cercetări arheologice foarte importante în zona ei anii aceștia și cu descoperiri incredibile și abia așteptăm să se redeschidă. Aici sunt imagini foarte frumoase realizate de o fotografă din București. Imagini ale Curții Domnești și noaptea și când nu poate nu o vedem noi ca vizitatori, când ne zicem de obicei noaptea, mai puțin în noaptea muzeelor, care, apropo, anul acesta va fi pe 14 mai și așteptăm cu multe surprize vizitatorii în toate spațiile noastre. Care este programul de vizitare la Curtea Domnească? Programul de vizitare în general este similar în toate muzeele, dar Curtea Domnească de la Târgoviște, Peștera Ialomiței și Palatul de la Podlogi au un interval mai mare. Se vizitează până programul de vară, care tocmai începe, până la ora 6 seara primim vizitatori. De dimineața până seara, în toate zilele, deși de multe ori lunea ne o rezervăm pentru curățenie, dacă sunt totuși vizitatori, îmi place să îi primim pe toți. Dacă vin oameni din alte localitate și vin luni, noi îi primim la Muzeul de Istorie și recomand ca toți colegii, deși se consideră că este o zi în care e nevoie de un repaus, exponatele au nevoie să fie verificate, vrem să fim primitori și încercăm să fim cât mai primitori. Totuși, 55 de ani? 55 de ani. Înseamnă că e destul de tânăr ca muzeu, nu? Ca muzeu, dar muzeul, ca instituție, aniversează 85 de ani, care poate nu înseamnă mult, dar dacă ne-am întoarce în timp, era în anul 1937, când regele Carol al II-lea emite acest decret în 5 octombrie pentru înființarea muzeului și poate nu știe foarte multă lume, dar cu toții suntem locuitori ai Târgoviștei și mergem încoace și încolo, la serviciu, la școală și trecem pe lângă toate aceste repere și de multe ori uităm. Se întâmplă ca mulți oameni să nu facă diferența. Cel mai vechi muzeu este între Mănăstirea Stelea și Biblioteca Județeană. Este acolo o clădire foarte frumoasă, seamănă așa ca o casă romană, așa, tipul acela foarte frumos, realizată construcția de Nicolae Ghica Budești, la inițiativa unui senator din Dâmbovița, Constantin Dimitriu, dar cu bani și ai târgoviștenilor. Deci a fost o colectă publică, bani de la minister, bani ai târgoviștenilor, firme care au donat și s-a făcut acel prim muzeu. Ei, nu înseamnă foarte mult, că de exemplu muzeul din Sibiu are 300 de ani, dar e o altă zonă, sunt într-o altă arie culturală. Asta nu înseamnă că nu existau colecții. Existau colecții, dar nu erau colecții particulare, ca și acum, cum există muzeele publice, dar există și colecții private. Povestea aceasta s-a întins, că noi de la muzeul acesta, micuț, apoi s-a deschis muzeul scriitorilor dâmbovițeni, slavă Domnului, sunt atâția, care ne-au onorat cu scrisul lor, Muzeul Tiparului, pentru că, trebuie să spunem, prima carte, 1508, Macarie, Mănăstirea Dealu, și apoi ceilalți tipografi. S-a deschis Curtea Domnească pentru public, Muzeul Gheorghe Petrașcu, Muzeul Vasile Blende, avem muzee în teritoriu, există Casa Gravorului Gabriel Popescu în Vulcana, există Muzeul din Pietroșița, care chiar în acest moment este aproape de Tăiatul Panglicii, se împrospătează, va arăta totul foarte bine, o altă expoziție, clădirea reabilitată, va fi în drumul spre munte, va fi un popas. Pietroșița este și o localitate foarte frumoasă, cu multe monumente de arhitectură în cuprinsul ei și cu biserici foarte frumoase și va fi acolo un pol. Avem muzeul la Moreni, muzeul în Ile Caragiale, dedicat lui Casa Memorială. Am avut muzeul în Moreni, din păcate nu mai ține de structura noastră. Și avem muzeul la Podlogi. Da? Avem muzeul, care este minunat. Da, muzeul de la Podlogi, Curtea Domnească, care este minunată. Pentru că am vorbit de Curtea Domnească, nu știu, care ar fi reperele cele mai importante pe care fiecare om ar trebui să le știe în ceea ce privește istoriei, de la construcție până în prezent. Nu știu, cine a făcut-o,
poate mulți nu știu. Știu, da, Turnul Chindiei, Curtea Domnească, niște ruine, wow. Dar care e așa, în câteva propoziții, foarte pe scurt? Da, foarte pe scurt, e ca o casă foarte prețioasă în care generații la rând s-au întors. Este un mare simbol. Practic, toți domnitorii și-au dorit să vină la Târgoviște. Chiar dacă, să zicem că povestea ei începe dinainte de 1400, că Mircea cel Bătrân o aduce la statutul de curte domnească, că îl aduce aici pe fiul său Mihail și îl instalează și Mihail emite documente, suntem cam pe la 1418 și emite documente în care spune din însăși casa, din însăși orașul domniei mele, din însăși casele domniei mele. Deci, ia uite, era casa domniei mele, înseamnă o casă nouă. Ia uite, avem o casă domnească în zona chiar de nord, în zona de nord a curții, în zona turnului. Există biserica, deci nu există nicio curte fără biserică și care se tot extinde. Cumva și geografia ajuta, malul Ialomiței era un reper natural care apăra curtea și ușor, ușor curtea se extinde, se extinde, dar e de spus că chiar înainte de înființarea curții sau în fine de înființarea, de stabilirea domniei aici, orășenii din Târgoviște nu erau niște scăpătați, pentru că după intrarea în curte este biserica mare, impozantă, superba biserică mare a curții domneștii, lângă ea este un cireș acum. Ei, sub acel cireș s-a găsit o sobră din cahle, care poate nu înseamnă mare lucru, toată lumea a văzut o sobă de teracotă. Este o sobă din fragmente circulare cu un cavaler în galop. Soba este, teracota este traforată, practic este o lucrătură specială, este o comandă și asta era, nu era din curtea domnească, era unui orășan. Cât de bogat să fii să ai o astfel de instalație de lux în casa ta, cu niște dansatori, cu acești cavaleri, o minunăție din asta fix acolo. Și când a fost distrusă curtea domnească? Un incendiu, pentru că în vremea lui Mircea cel Bătrân, el are un conflict cu un Vlad și acest Vlad arde orașul. Deci există un arheologii au demonstrat că foarte multe mănăstiri, foarte multe biserici au ars atunci. Și apoi vine curtea domnească care ocupă spațiu și acum vedem curtea domnească are 30.000 de metri pătrați. Ei, de la nucleul acela există etapa, nu știu, foarte importantă, Petru Cercel. Dacă îmi spune că ne plimbăm prin ruine, de fapt ne plimbăm prin palatul Petru Cercel, care avea beciurile, parterul și etajul. Și accesul se făcea doar pe scară exterioară, da, pentru siguranță. Apoi avem palatul și această biserică mare, construită tot de Petru. Domnitorul din apartamentele familiei domnitoare mergea spre în biserică printr-un pod exterior. Deci era un culoar la înălțime, care îi oferea și intimitate și protecție, pentru că în Biserica Mare a Curții Domnești există un balcon, care la fel nu este un element caracteristic bisericilor ortodoxe. Da? Nu se cânta, nu există niciun cor acolo, dar pentru că era destinația aceasta de Biserica a Curții Domnești și familia domnitoare venea acolo. Femeile, nu? Stăteau pe acel balcon, nu? Da, da, ca ele să poată să vadă sau chiar nouă, în pridvor, de multe ori se numește și tinda femeilor. Dar aici vorbim totuși de femeile de la Curtea Domnească și... Deci este etapa aceasta. Apoi este etapa lui Matei Basarab, că și el intervine și reface curtea. Nu mai vorbesc de Brâncoveanu, care pune să fie totul refăcut, pictează fresca din biserică pe care o vedem acum. A văzut-o și Brâncoveanu. Da? Iconostasul din lemn de tei aurit cu icoanele absolut superbe pictate de Constantinos le-a văzut și Brâncoveanu. Adică, practic, avem acest privilegiu să facem o întoarcere de 300 de ani și să fim și noi acolo. Cât timp a funcționat ca curte domnească? Aproape 3 secole, dar cu multe intermitențe. Pentru că trebuie spus că din vremea lui Vlad Țepeș există atestat orașul București. Și practic mulți voivozi preferă să locuiască la București, era mai ușor de apărat, era mai aproape de turci. Cumva cei care au mai mult o politică independentă vor să fie mai aproape de Transilvania și de scăparea aceasta în munți. Ultimul domnitor care a domnit... Este chiar Brâncoveanu. Brâncoveanu. Este chiar Brâncoveanu, care, dacă ar fi acum și poate ne ajută din regie, să mergem chiar la Potlogi, ca să le introducem pe Brâncoveanu cu Potlogiu legat de Târgoviște, pentru că Brâncoveanu aduce curtea domnească de la Târgoviște o aduce într-o nouă etapă de strălucire, reface curtea și mănăstirea Dealul și mănăstirea Viforâta și face un nou pridvor la Mitropolie și la fel la mănăstirea Stelea. Deci practic avem o reactivare a orașului în vremea lui,
Dar drumul acesta lui Brâncoveanu la Târgoviște trecea pe la Podloci. Și vom discuta despre Palatul Brâncovenesc de la Podloci, pe care fiecare dintre dumneavoastră trebuie să-l vedeți, după un scurt moment de publicitate. Am revenit, suntem alături de doamna Irina Cristina, doctor în istorie și muzeograf la Muzeul de Istorie din Târgoviște, alături de care făceam o călătorie în timp în ceea ce privește patrimoniul cultural al județului Dâmbovița și discutasem înainte de pauza de publicitate despre Curtea Domnească și vrem să trecem puțin și pe la Palatul Brâncovenesc de la Podloci. Da, Podlogiu merită cu prisosință o prezentare în orice context, mai ales că ar trebui cumva să ne întoarcem, să începem cu începutul lui, să începem cu Brâncoveanu, care alege acest loc când el încă era mare boier. Trebuie spus că poate nu este foarte cunoscut lucrul acesta, construiește chiar biserica, o vedem în imagini, în 1683, iar el ajunge domnitor în 1688. I-a plăcut locul acesta, Brâncoveanu era un boier cu multe domenii, care și-a administrat foarte bine moșiile, avea venituri importante și încerca cumva să comaseze aceste moșii. Și după ce a ajuns domnitor, s-a gândit că pe drumul acesta de la destul de des pe care el îl făcea, de la Târgoviște la București, să construiască această curte domnească. Slavă Domnului că izvoarele sunt mult mai generoase în vremea lui Brâncoveanu, că el are un cronicar, Radu Greceanu, care ne povestește și ne spune, iar domnia sa la București n-au mai șezut și au mers la casele domniei sale ce se construia la Podloci. Într-un singur an a construit Podlogiu, deci pare cumva ireal. Într-un singur an exista doar în biserică. Deci într-un singur an Brâncoveanu a pus un boier din zonă, Mihai Ftori Corbeanu îl chema, că ne spune în pisanie, în piatră, ne-a transmis mesajul acesta. Corbeanu vine de la Corbimari. Corbimari, așezare din județul Dâmbovița. Deci acest boier apropiat de încredere primește această misiune să fie un soi de administrator sau ispravnic, cum îi spunea domnitorul, al curții domnești. Și ridică palatul, ridică cuhnia sau bucătăria pe care o avem acum în imagini și acum o vedem dinspre stradă și alături de statuia voievodului. Acum suntem în zona droșcăriei sau atelierului de reparat trăsurile, caleștile acestea cu care călătoreau, o casă slujitorilor, grădini somtoase la vremea aceea, grădini îngrijite de grădinari aduși din Europa, care aveau grijă ca locul să arate foarte frumos. Îi plăcea foarte mult și numește locul de priveală. Să aibă un balcon și vedem acum, suntem chiar în grădina din spate, vedem cele două logii, cea de la parter și cea de la etaj. Și toată zona aceasta foarte frumoasă, zona verde, care chiar dacă stătea două zile acolo, în drumurile acestea dese pe care le făcea, acele două zile erau într-o oază de verdeață, de frumos. Vedem acum ferestrele pictate. Deci, ferestrele pictate sunt pictate de atunci. Chiar dacă s-a degradat în timp, că trebuie să spunem lucrul acesta, palatul s-a degradat extrem de mult, a rămas fără acoperiș. Dar uite că soarta a vrut să existe. El a fost construit pentru unul dintre fiii săi, nu? Da, deci Brâncoveanu are patru băieți și palatul acesta îl construiește în 1698 pentru Constantin, fiul cel mare și prezumtivul urmaș la tron. Mogoșoaia o construiește pentru al doilea, pentru Ștefan, în 1702. Ele seamănă foarte mult. Seamănă foarte mult, dar Podlogiu a fost primul. Și Podlogiu a fost primul și zice, aceste case, din temelia lor le-am înălțat în al 10-lea an al domniei fiului meu, Constantin Brâncoveanul, îl numește pe fiu. Pe când pe el, Constantin Brâncoveanul nu s-a numit niciodată Brâncoveanu. Deci el n-a semnat Constantin Brâncoveanu, el s-a numit tot timpul Constantin Basarab, pentru că el era din Basarab, din Matei Basarab, din Neagoe Basarab, din Craiovești până la urmă, din Brâncoveni, din Oltenia. Adică, dar nu spunea Brâncoveanu, deși erau născuți acolo, era născut la Brâncoveni, în anul în care moare Matei Basarab, se naște Constantin Brâncoveanu, dar Brâncoveanu îi spune Basarab, cum să fiu eu, dar lui fiu să-i spune Brâncoveanu și lasă acest palat. Există această împărțire. Deci după ce au ajuns la o anumită vârstă, ca niște părinți foarte buni, Constantin Brâncoveanu și doamna Maria, pentru că erau extrem de
chivernisiți și știau să administreze bine moșile. Fiecare are, băieții au sate și strecute acolo cu liniuță, iar fetele au mai mult zestre mobilă, însemnând obiecte de podoabă și în imagine am văzut la podlogi paftale, am văzut cercei, am văzut inele, purtau lucruri extrem de somptuoase, vesela numai din argint, blănuri și nu doar că sunt trecute acolo cu liniuță, sunt trecute cât valorau în valuta forte, ca un fel de euro sau dolari a acelor vremi în taleri. Sute și sute și mii de taleri, spune. Un colier cu nu știu câte smaragde. Deci Bucoveanu era un domnitor destul de bogat. Cel mai bogat. Probabil asta i-a cauzat, i-a dus și sfârșitul. Dar dincolo de asta, sfârșitul a fost unul absolut înfiorător. Nimeni nu și-ar dori să își vadă copiii murind. Că el asistă la această scenă și, deși poate pare așa o poveste, chiar nu este poveste și este, Doamne, Brâncoveanu este atât de ofertant din atâtea puncte de vedere și merită cunoscut. Deci el moare acolo, toată familia este de fapt închisă și dusă la Istanbul și inclusiv soția sa și ginerii și copilașii, toți sunt. Și e, cam un an de zile îi ține și pe ceilalți membri ai familiei după ce îl omoară chiar de Sfânta Marie, chiar când Brâncoveanu și-a aniversat 27 de ani de domnie, 60 de ani de viață, era ziua Doamnei Maria, adică și cea mai mare sărbătoare creștină. Deci totuși au lovit în cele mai importante simboluri și reușește Maria Brâncoveanu. Deci Maria Brâncoveanu reușește să se întoarcă în țară. Fiul cel mare Constantin are un copil care se numește tot Constantin. Ei, acel Constantin duce mai departe neamul brâncovenilor, că nu mai avea cine, toți ceilalți fuseseră omorâți. Și la 300 de ani, când s-au împlinit 200 de ani de la moartea lui Brâncoveanu, la Biserica Sfântul Gheorghe din București a fost găsită o candelă despre care nu se știa până la momentul acela, în care era pusă de Maria Brâncoveanu. Exact acolo adusese, de fapt, rămășițele lui Brâncoveanu și inscripția acelei candele spune că aici odihnește. Deci, un lucru care nu s-a știut, s-a găsit în anul acela. 300 de ani nu s-a știut acest lucru. Nu, și wow. 200 de ani, ea există acum. Deci există candela aceea, Biserica Sfântul Gheorghe este în centrul Bucureștiului, este ctitoria lui Brâncoveanu. Adică mi s-a părut incredibil că Virgil Drăghiceanu publică această, cel care arheologul care a săpat și la Târgoviște, la Curtea Domnească, și la Curtea de Argeș, și la Podlogia, uite, și legat și de Sfântul Gheorghe și de Biserica Sfântul Gheorghe și... Palatul de la Podlogi a fost dărâmat după execuția brâncovenilor? Sau? După execuția brâncovenilor nu te-a fost jefuit. Pentru că turcii îi spuneau Altân Bey, prințul aurului, uh-huh, Brâncoveanu. Pentru că Brâncoveanu cumva se gândea bătăliile acestea, războaiele tot timpul provoacă foarte multe tragedii. Și atunci prefera să aducă o politică din aceasta de să rezolve cumva cu bani, să plătească mai bine niște sume de bani și să fie până la urmă liniște în țară. Și cumva în imagine acum avem chiar, uite, obiecte de podoabă, obiecte din inele din aur, de la, acestea sunt chiar de la noi din Muzeul de Istorie, din cabinetul numismatic. Deci ne întoarcem în Târgoviște, da, și pe astea le putem vedea acum? Da, le puteți, oricine este dornic, și acesta este expus, e descoperit tot în Târgoviște, de arheologii noștri, în zona de nord a orașului. Toate aceste piese au aparținut acestei elite a țării, care... Din păcate, este puțin cunoscută. Există un interes al istoricilor care sunt dedicați aceste epoci, evului mediu și modernității, care în momentul acesta o parte dintre ele sunt expuse la Podlogi, de aceea și apar în grupajele acestea. Dar revenind la Podlogi, practic este jefuit palatul, după aceea este cumva abandonat. Cam la 100 de ani este un călător care spune, se vede că aici a fost o curte măreață, după care este transformat în trusee de CAP, este abandonat, apoi cumva se încearcă reconstrucția lui, dar nu se ajunge la etapa finală. Plus că Podlogiu aparținea de București, ținea de administrativ de București, dar la inițiativa Consiliului Județean Dâmbovița a fost o acțiune în instanță și fiind pe teritoriul administrativ pe teritoriul județului nostru a fost câștigat în instanță și în felul acesta s-a putut investi și acest proiect european
A meritat din plin, pentru că podlogiul deja este vizitat de zeci de mii de oameni care vin și au ce să vadă și e păcat, adică toată această muncă a lui Brâncoveanu era păcat să se piardă. Da, da, da. Și din ce an este dat în funcțiune din nou ca muzeu? Din anul 2015 a fost deschis în noiembrie și apoi din vară deja au început să vină vizitatori și acum ne bucurăm că ne vin vizitatorii de la Sfântul Gheorghe sau de Doamne, cum ați auzit? Păi uite, prin promovarea pe care reușim să facem la târgurile turistice, prin paginile de socializare, da, oricum oamenii... este un muzeu în aer liber, e un care merită vizitat. Merită văzut și se pot face și se pot organiza evenimente la podlogi dincolo de latura aceasta strict legată de a vorbi despre Brâncoveanu, despre familia lui, pentru că acolo sunt informații despre fete, despre băieți. Se pot organiza evenimente, inclusiv evenimente artistice, chiar expoziții. Am avut și noi zilele trecute un concert de pricezne cu corul de la Răscăieți și a fost un cadru de vis. Adică a fost un eveniment istoric și la propriu și la figurat. Da, pe și pentru cale... corul nostru și în sine, ansamblu. Da, îmi doresc și mi-aș dori ca toți cei care își doresc să vină acolo să vină. Adică să nu se gândească că acea poartă a palatului nu se deschide. Poarta Curții Domnești de la Podlog se deschide și este suficient să primim o solicitare. Și dacă ar fi acum să ne întoarcem la obiectivele de patrimoniu din Târgoviște, ca să acoperim cât mai multe subiecte. Da, 1237 de repere, atâtea sunt în listă. Ne vorbim doar de câteva. Ce subiect mai putem ataca? Hai să ne întoarcem în Târgoviște. Să nu ne mai ducem acum 5-600 de ani și să lăsăm și pe Brâncoveanu să-și odihnească sufletul și alături de fiii săi și toți sunt, sunt sfinții brâncoveni și să sperăm că în curând și doamna Maria Brâncoveanu va fi alături de ei, va fi canonizată. Sunt demersuri în sensul acesta și ar merita lupta ei de a recupera după aceea averea familiei și nu neapărat stabilitatea, numele a fost foarte mare și durerea ca mamă, să rămâi fără copii și fără familia destrămată, a fost incredibil. Ei, lăsându-i pe brâncoveni să-și doarmă în liniște somnul și purtându-le așa omagiu, ducându-le omagiu peste timp, hai să ne întoarcem pe la 1900 și să ne gândim că acum noi mergem pe calea domnească care se numea Ulița Mare, că era strada cea mai importantă și că așa va fi tot timpul și dacă ne oprim în zona, nu ajungem chiar până la Curtea Domnească și ne oprim la Muzeul de Artă acum. Sau vedem și lângă el Muzeul de Istorie. Avem Muzeul de Artă acum, care de fapt este prefectura județului Dâmbovița, construcție de la 1897, realizată de aceiași arhitecți și antreprenori care au construit primăria Târgoviștei, sunt aceiași italieni. O clădire administrativă, am zice, da? O clădire administrativă, dar care... Dacă treci de ușa de intrare, te surprinde, pentru că este o clădire foarte frumoasă, este restaurată și acum avem o imagine de la un concurs de Miss organizat la Târgoviște în perioada interbelică. Suntem chiar în sala mare, sala de consiliu și cum arăta ea aici, din păcate imaginea nu este color, o să vedem în imagine cum arăta ea color. Deci arată exact ca la 1900. În spate, alături de prefectură, este clădirea judecătoriei, care adăpostește acum Muzeul Poliției. Aici vedem Muzeul de Istorie Actual, dar atunci Palatul de Justiție. Muzeul funcționează din 1986. Deci, practic, avem toată zona aceasta, prefectura, judecătoria, Palatul de Justiție. Transformate în muzee. În acea zonă, da. Toate sunt muzee acum și acum deja suntem în zilele noastre. Cum arată Muzeul de Artă după restaurare? Toate picturile acestea interioare, sobele, de fapt, care au fost salvate și păstrate și recompuse, candelabrele originale, inclusiv se vede căpriorul pe care l-am arătat ca stemă, deasupra ușii din centru, un medalion, este acel căprior. Deci el veghează acolo, județul de la 1897. Aici sunt și alte clădiri, clădirea administrației financiare lângă primărie, poșta, la fel, Palatul Poștei, poșta veche, cum îi spunem acum, dar atunci nu era deloc veche, construită la 1905, era chiar poșta nouă.
Și aici o vedem în imagini, inaugurarea, de fapt nu inaugurarea, începerea lucrărilor de construcție a stadionului din Târgoviște, lângă Casa Armatei, care de fapt nu era Casa Armatei, ea este sala de arme. Era o clădire construită cu destinație sportivă și culturală. Acolo se desfășurau sporturi din acestea, tir cu arcul, sporturi, diverse tehnici de gimnastică la vremea aceea, gimnastică suedeză, și se cânta, a cântat acolo George Enescu. Deci în clădirea aceea care noi îi spunem Casa Armatei acum, pentru că aparține de armată. În imagine avem o reconstituire, cumva o pictură a vechii mitropolii. Pentru că la Târgoviște nu avem doar curtea domnească. Neagoe Basarab aduce aici sediul mitropoliei. Îl mută și inaugurează cu mare fasă în 1520 mitropolia, care avea 8 turle, care era incredibilă. Există mitropolia clădirea, casa mitropolitului, foarte 3 rânduri de grădini. Există niște descrieri fabuloase. Deci cum era mitropolia din Târgoviște, nu știu dacă era ceva atât de frumos. Știu că era comparată cu Sfânta Sofia din deci o capodoperă la care au contribuit nu doar Neagoe Basarab, foarte mulți din, că am amintit pe Brâncoveanu că i-a adăugat pridvorul. Toate clădirile au nevoie de și întreținere. Și acum vedem mitropolia actuală. Avem, nu, mitropolia actuală, dar la înfățișarea cam pe la 1900. Avem, noi acum spunem, parcul mitropoliei, atunci era o zonă mare, o zonă de obor, în care o să apară în imagine acum, la un moment dat, un obor la 1903, cu cu animale. Era o zonă aceasta în care se făcea acest comerț și la un moment dat oamenii încep să se plângă și funcționează până prin 1933 chiar. Deci nu chiar foarte de mult. Și la un moment este mutată zona aceasta, se eliberează, se organizează altfel și se construiește zisa Hala Nouă. Hala Nouă înseamnă de fapt magazinul mondial de acum. Ea este inaugurată în 1943, clădirea aceasta, halele acestea noi, în care aveau pescarii, pescăriile aveau un anumit loc, unde se vindeau legume, unde, în fine, tot organizat, frumos, civilizat. Era primar Lăzărică Petrescu și există imagini de la această inaugurare a halei noi. Ce fotografii mai avem? Că ne-ați adus foarte multe și aș vrea să afișăm cât mai multe dintre ele. Aici avem de la Arsenalul Armatei. Ce ne oferă colegul din regia tehnică? Noi aș avem zona primăria, centrală, nu? Da, zona centrală. Primăria care, da, primăria care nu s-a schimbat foarte mult înfățișarea, dar o să vedem că totuși clădirile din jur, aici este chiar o imagine de anul trecut a primăriei, vedem o zonă de case, da? Zona centrului vechi al orașului Târgoviște, care din păcate a fost demolată, da? Se intenționa chiar demolarea în întregime, o parte a supraviețuit, mai vedem puțin astăzi, chiar și așa cu toate modificările care i s-au adus, cu toate restaurantele care au invadat cumva această celebră strada Libertății, în care erau practic la parter magazine și la etaj locuințele. Avem și noi în colecția muzeului foarte multe. Aici inaugurarea mondialului. Suntem pe bulevard, bulevardul cu cei 359 de castani, inaugurat de regele Carol I. Acolo era statuia lui Heliade. Aici o imagine din anii 70 a zonei Palatului Administrativ. Statuia lui Heliade este aceeași care este acum în fața primăriei? Da. Deci a fost mutată, practic. A fost mutată. Aici când se construia Palatul Administrativ, s-a construit în anul 1970 și imaginile sunt un pic anterioare construcției. Tot. Și aici sunt imagini după reamenajarea din 2020. Chiar atunci l-am realizat pentru a le include în volumul pe care l-am în față. Și ar trebui să ne mai uităm la imaginile cu finețurile sau podoabe, da, ceramică? Da, chiar și acelea, finețurile din casele târgoviștene. Eu am intitulat așa o expoziție pentru că am regăsit în colecția muzeului obiecte donate de târgovișteni. Spuneam că s-a înființat muzeul în 1937 și el s-a deschis oficial în 1944 și foarte multe obiecte pe care le avem, cele mai vechi și unele dintre cele mai valoroase, sunt donații ale târgoviștenilor. Practic,
s-au gândit că e bine ca ele să rămână la muzeu și avem o piese din acestea de artă decorativă. Aici avem un vas făcut de un vestit meșter Cristofel la Viena, adică sunt piese de lux. Totuși ni le-au dat la muzeu și bine au făcut. Și bine au făcut, pentru că noi acum le expunem și acolo unde avem informații cui au aparținut, îmi place să știu cine este în fotografie și am găsit imagini, familii întregi, le-am putut reconstitui și unde locuiau și care era casa lor, că până la urmă cumva așa ar trebui să ne raportăm, că la muzeu obiectele nu sunt doar niște numere de inventar pe care le pui ca într-o vitrină la magazin. Ele vorbesc, uite ce piese frumoase, din familia pictorului Gheorghe Petrașcu, din familia dumnealui, o doamnă, se numea Odette Petrașcu, a vândut muzeului la un moment dat aceste piese foarte frumoase, care nu mai pot fi găsite astăzi, nicăieri, și pe care noi le-am prezentat, le prezentăm, încercăm să rulăm cumva expozițiile ca tot timpul să fie ceva nou. Pentru că urmează să se restaureze școala de cavalerie, acum am făcut un ciclu de expoziții dedicat ofițerilor de cavalerie. Și, în fine, încercăm să prezentăm cât mai mult din patrimoniul nostru, din toate zonele, că sunt atâtea colecții, de la etnografie până la colecțiile, nu știu, dacă ne arată în imagini, am adus câteva piese dintr-un tezaur, singurul tezaur de aur pe care îl avem noi la muzeu, este un tezaur descoperit în zona pieței Doi Brazi, acolo era un penitenciar și aici avem în imagine, avem ducați de aur, sunt piese de înainte de 1400. Unii sunt emiși în Ungaria, iar acestea sunt emiși la Veneția. Deci, uite, ducați venețieni, îngropați la Târgoviște, înainte de 1400, exista totuși curtea domnească, existau acolo oamenii stăriți care aveau astfel de bani, înseamnă comerț, înseamnă o viață activă din punctul acesta de vedere, o întâmplare nefericită care face ca tezaurul să fie îngropat și arheologii să-l descopere în acest penitenciar care exista undeva în zona administrației financiare. Aici am vrut să arăt, uite cum ajung, că la muzeu obiectele nu ajung așa frumoase. Ele sunt în diverse stări de degradare și, uite, aici sunt monede dintr-un tezaur. Aici așa se găsesc, este practic, un vas, nu? Da, este un vas ceramic. Ele erau puse niște săculeți, o să și vedem un astfel de săculeț, și săculețul pus în acea oală. Și piesele sunt curățate, bucată cu bucată, ele sunt numărate, inventariate, cântărite, măsurate, descrise. Știu că și apoi... dumneavoastră vă ocupați cu asta, nu? Da, știu că da, sunteți pasionată da, prin, de da, numismatică. Da, pe lângă boieri, că trebuie să spun că preocuparea mea a fost legată de familiile boierești din Țara Românească, mă ocup de numismatică, deci sunt oricând deschisă în celor care sunt interesați de explicații, nu de consultanță în afara instituției, noi nu avem voie să oferim consultanță, dar pentru ce înseamnă colecțiile muzeului, cu drag. Am înțeles. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, un gând pentru cei care ne urmăresc, nu știu, un îndemn, ceva în ceea ce privește patrimoniul nostru, să-l viziteze. Ar trebui mai întâi de toate să-l prețuim, să conștientizăm că este important să avem monumente, să nu fim indiferenți, să prețuim monumentele acestea, să nu fie doar niște repere topografice pentru noi, să deschidem ușile muzeelor, prețurile sunt de la 4 lei, un bilet de acces. Există de asemenea, aș vrea să anunț că este o noutate, bilete pentru toate muzeele. Avem bilet pentru tot județul Dâmbovița și bilet pentru toate muzeele din Târgoviște și ele nu au o durată de valabilitate. Se poate cumpăra biletul și el este valabil până când se epuizează intrările. Adică nu trebuie să te duci să-ți mai iei bilet de la fiecare muzeu. Cu un singur bilet, în 2-3 ani, când vrei, te duci și vizitezi ce te interesează sau de ce nu pe toate. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult, a fost o discuție foarte interesantă, am aflat multe lucruri noi și pozele au fost mai mult decât utile și grăitoare. Repet, vă mulțumesc, a fost o onoare, atât pentru mine cât și pentru cei care ne privesc. Nu uitați dumneavoastră să ne urmăriți în fiecare miercuri de la ora 18 pe Columna TV, vinerea în reluare,
Emisiunile vor fi încărcate și pe pagina mea de Facebook și pe YouTube, Florentin Proful de Română, unde le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!